Zac Stromer, Regele Opiului. 1. Monte Irvin este informat. Consilierul ministerial Monte Irvin se plimbă agitat prin salonul somptuoasei sale locuințe din Princess Gate, sub privirile mirate ale unui pechinez minuscul și tare urât. Voinic, dar nu gras, bine făcut, omul acesta de vreo 45 de ani avea o înfățișare ostășească, deși nu fusese niciodată militar. Felul lui de a zâmbi complice, cu pleoapele lăsate, trădau omul de afaceri bine situat și mulțumit. Lumea bună a Londrei știa că viața sa de până acum fusese un lanț neîntrerupt de bucurii, în afara căsătoriei cu totul nefericită. Vesel de obicei, ceva intervenise însă în ultimul timp, pentru că prietenii observaseră la el o tristețe nemărturisită și o sete nepotolită decât cu greu, seară de seară la barul clubului. Fără îndoială, îl munceau gânduri triste. Deodată, pechinezul porni să latre cu furie. Taci, țipă Irvin. Cățelușul fugi la ușă și începu să adulmece. De dincolo se auzea o murmure. După ce șovăi puțin, Irvin străbătu salonul și deschise ușa. În hol, Hinks, valetul său, într-o poziție reverențioasă, discuta cu o blondă subțirică. Era doctorița Margaret Haley, simpatica prietenă a soției sale. Involuntar, consilierul aprecie, cu ochi de cunoscător, ținuta semeață a tinerei, înzestrată, cu piept provocator și pulpe bine croite. Se apropie de ea zâmbind și spuse: Bună seara, domnișoară doctor. Sigur, o căutați pe Rita. Poftiți în salon, dar poate v-a spus Hinks nu este acasă. Chipul tinerei, de obicei oglinda sănătății, părea acum suferind, îngrijorat și palid. Da, răspunse ea, nădăjduiem s-o găsesc încă acasă. Ezită câteva clipe, apoi continuă. Spuneți-i Ritei că n-am putut veni mai devreme. Când m-a chemat, îmi pare rău. Brusc zâmbi forțat. Spuse la revedere și se îndreptă cu pași mici și iuți spre ieșire. Curând se auzi de afară urletul unui automobil ambalat la maximum. Doctorița demarase în trombă. Monte Irvin se întoarse mai îngândurat în salon. În clipa aceea sună telefonul. Sărica ars, era telefonul mult așteptat. Se apropie de măsuță și ridică receptorul. O voce dogită, de fumător înveterat, bubui să-i spargă timpanul. Domnule consilier Brisley, de la biroul de detectiv Sprinker, face raportul. Spune Brisley, doamna a intrat în locuința baronetului Lucien Pines, în Ibermark Street. După 20 de minute au plecat împreună. Au dat colțul lui Old Bond Street. Acolo s-au întâlnit cu Quemlin Gray. S-au dus apoi la locuința lui Kazmach, tălmăcitorul de vise, care locuiește în imediată apropiere. Au intrat. După 7 minute, Gray a reapărut singur. Părea agitat. A făcut semnul unui taxi, dar șoferul n-a vrut să oprească. Monte Irvin devenea tot mai încordat. Frazele rostite monoton, telegrafic, lăsau să se înțeleagă că la celălalt capăt al firului, vorbitorul citea dintr-un carnet de notițe. Colegul Jim a preluat urmărirea, continuă informatorul pe același ton. Gray a luat un taxi și s-a dus în Ibermark Street, la locuința lui Pines. A urcat în fugă scara și a lipsit vreo 5 minute. Dar la reîntoarcere era palid și agitat. A plătit șoferului și a pornit-o pe jos. A intrat în restaurantul Princess. S-a întâlnit cu o persoană necunoscută, cu care stă și acum de vorbă. Și doamna, cred că dânsa și Pais sunt și acum la locuința lui Kazmach. Cum? Irvin își consultă cronometrul. Bine, dar este trecut de 8 și s-a întunecat. Nu știu, e liniște, ușa e încuiată. Am bătut, dar nu mi-a răspuns nimeni. Trebuie să mai fie o ieșire. Nu, domnule Irvin. Nu cred, am controlat. Monte Irvin devenise pământiv la față.
Așteaptă-mă la Piccadilly, colț cu Old Bond Street. Nu mai lăsa pe celălalt să vorbească și puse pe furcă receptorul. Așadar, e Pines, murmură el mișcând din cap. 2. Kazmach. Cam cu vreo 2 ore înainte ca Monte Irvin să aibă convorbirea telefonică pe care am relatat-o, Quentin Gray ieșea dintr-o cofetărie cu un pachetel în mână. După bucuria ce îi se citea pe față și costumul elegant ce-l purta, se putea bănui că era pregătit pentru o întâlnire. Întinse mâna să deschidă portiera taxiului ce îl aștepta, dar se opri contrariat. Pe trotuarul celălalt, un bărbat înalt, brunet, însuțea o tânără elegantă. Era Rita Irving și Lucien Pais. Renunță să mai urce, plăti taxiul și traversă. Alo, strigă el, încotro, tocmai mă îndreptam către dumneata, Rita. Perechea inoportunată se opri neplăcut surprinsă. Rita Irvin era o femeie fermecătoare, cu un păr blond auriu și un ten de piersică. Fusese actriță, aruncă o privire complice însoțitorului său. Acesta se adresă ironic soțului. Dragă domnule Grey, Rita intenționează înainte de a lua masa cu dumneata. Iartă indiscreția, dar mi-a spus de întâlnirea ce ați proiectat-o, să consulte un ghicitor renumit pentru a afla cu ce ai de gând să o tratezi. Acum ne îndreptăm spre el. Descumpănit, Grey înțele, întrebă. N-aș putea să vă însoțesc? Unde vă duceți? La Kazmach. În protipendata londoneză, numele de Kazmach era asociat aceluia de ghicitor și negustor de parfumuri, așa că răspunsul nu l-a surprins pe Grey. Dacă știți totul, replică Grey râzând, nu văd de ce nu v-aș însoți. Sub masca de indiferența lui Lucian Pais, cu greu s-ar fi putut citi enervarea. Dacă însă tânărul ar fi fost un observator mai pătrunzător, nu i-ar fi scăpat lucirile răutăcioase din privirea baronetului. Rita Irvin, în schimb, nu schiță niciun gest. Ok, domnule Grey, să mergem. Fără a putea spune că sunt prea veseli, porniră pe Old Bond Street, către locuința ghicitorului. Curând, ajunseră în fața unui gang și intrară într-o casă veche. La etajul al doilea se opriră în fața unei uși cu aspect oriental, lipsită de sonerie. Totuși ușa se deschise fără zgomot, de la sine, când Rita atinse pragul. Camera era mobilată cu o bucăție orientală și luminată de o lampă admirabilă din alamă, care atârna de tavan și răspundea prin geamurile colorate ale abajurului o lumină discretă. Ciudate vase orientale, unele de pământ, acoperite cu capace, urcioare lunguiețe, oale pântecoase împodobite cu ornamentații, stăteau înșirate prin firide. Un divan scund, plin cu perne colorate, se întindea de la ușă până la unghiera al camerei, unde se afla un fel de colțar oriental. În față, o masă lungă cu statuete de zei ai Nilului, amulete, podoabe de mumii și sticluțe smălțuite, 2 dulapuri cu geamuri încărcate cu fel de fel de antichități ciudate, completau mobilierul. În cameră plutea o mireasmă ușoară. După ce intrară, ușa se închise în urma lor și din semi-obscuritatea unei firide din dreapta divanului se ivi un tânăr servitor egiptean. Purta obișnuita haină albă cu eșarfă roșie, papuci roșii și un fez de aceeași culoare. Sheikhul El Kazmach vă așteaptă, zise el înclinându-se. De-abia acum observă Grey chipul schimbat al doamnei Irving. Ochii îi sticleau ca în friguri, deși nu era sigur că strălucirea lor se datora ciudatei lumini din cameră. Când începu să vorbească, glasul îi tremura. Fii te rog bun, Quentin, îl rugă ea, și vezi de un taxi, nu stau decât câteva minute. Grey înțelese, era expediat, elegant, așa că nu avea altceva de făcut decât să coboare și să aștepte în stradă, ceea ce a și făcut. Rita Irvin păși în odaie. Aerul era îmbăxit de fumul unor mirodenii ce ardeau într-un vas de aramă. Încăperea era camera de primire sau de consultație a lui Kazmach și contrariu salonului de așteptare, foarte modest, mobilată.
Un covor gros acoperea podeaua, dar în afară de o măsuță frumos împodobită, pe care se afla vasul cu mirodenii și un scaun scund de sub lampa aprinsă, cu lumina domala unui glob verde, nu se vedea niciun fel de obiect de preț. Zidurile erau acoperite cu o draperie de stofă neagră, verde, astfel că, abstracție făcând de ușa zugrăvită, pereții păreau că se contopesc unul în altul. După ce servitorul egiptean o conduse până la scaun, se înclina adânc și pieri. Rita rămase singură. Era nervoasă și temătoare. Se agita neliniștită pe scaun și asculta. Nu se auzea niciun zgomot. Își deschie blana și o lăsă să alunece pe speteza scaunului. În lumina aceea discretă, umerii ei goi păreau de zăpadă. Trecură 3 minute. Liniștea era atât de adâncă încât Rita auzea din șemineu pârâitul cărbunilor. Vrăjită urmărea dările de fum ce se încoloceau ca niște serpentine de un albastru cenușiu. În sfârșit, un zgomot din lumea de afară sfârșie tăcerea. Ceasul unei biserici bătu ora 7 seara. Odată cu ultima lovitură se auzi sunetul argintiu al unui clopoțel. Rita se întoarse brusc spre peretele verde din fața ei. Ochii se deschiseră mari și își strânse cu putere pumnii. Lampa de deasupra capului ei se stinse. Se apropia clipa pe care o dorise cu teamă și speranță. O lumină nehotărâtă porni să strălucească și din ea se desprinse încetul cu încetul o făptură omenească. După ce mai crescu lumina, peretele deveni parcă transparent, îngăduind privirii să pătrundă într-o cameră alăturată, unde cineva stătea într-un fotoliu masiv. Era un oriental în veșminte bogate, cu un turban alb pe cap. Mâinile lui subțiri, de culoarea fildeșului învechit, se odihneau pe brațele fotoliului. Pe degetul arătător drept sclipea un inel uriaș. Chipul omului era aplecat, iar de sub strâncenele istufoase, ochii peste măsură de mari priveau țintă spre ea. Lumina era atât de difuză încât nu se puteau desluși amănunte. Totuși se putea observa fața lui de o frumusețe remarcabilă. Acesta era Kazmah, tălmăcitorul de vise, negustorul de iluzii, și, deși Rita îl văzuse des, starea lui de nemișcare și privirea ei pătrunzătoare o cutremurau. Kazmah ridică ușor mâna pentru a o salută, inelul sclipind în întuneric. Spune-mi visul dumitale, se auzi domnul ca o ușoră ironie. Ți-l voi tălmăci. Umezindu-și buzele, Rita a început să vorbească. Vis? Ceea ce vreau să-ți spun nu e vis, ci realitate. Știi dumneata foarte bine de ce am venit. Nu știu nimic. Toate păpușăriile astea nu mă impresionează. Știu cine ești, s-ar putea însă să mergi prea departe. Te previn, nu mai sunt stăpână pe mine, dar mișcă-te odată, răspunde. Kazmah nu se clinti, Rita continuă. Te joci cu mine, îți bagi joc. Știi care este leacul? Îți spun pentru ultima oară. Nu fac ce-mi ceri, niciodată. Atunci de ce te plângi, dacă nu ești în stare să-ți plătești distracțiile? Achită-le prin contraservicii. Este corect ce ți-am propus. Ah, doamne, doamne, gemu femeia, fie-ți milă. Cine ești, monstrule, de vrei să mă nenorocești? Lasă-mă să-ți văd chipul. Martor mi-e Dumnezeu că sunt ruinată, complet ruinată. Mâine. Nu pot să aștept până mâine. Egipteanul misterios se înțelese. Am să-ți trimit vești. Caută să o potulească. Merge în pace. După această frază de încheiere, ridică și coborâ mâna. Se auzi iar sunetul argintiu al clopoțelului și lumina aceea nedeslușită începu să dispară. Deodată, nenorocita aș veni în fire. Disperarea ei stăpânită, atâta vreme, izbucni năprasnic. Alergă la draperia verde străvezie, o smuci în jos și se arunca asupra făpturii din fotoliu. Nu o să mă mai înșel de acum încolo, gâfâi ea. Ascultă-mă, de nu mă duc direct la poliție. Acum numai decât. Apucă mâinile înțepenite pe brațul fotoliului. În jur era o noapte adâncă. Apoi un râgne de spaimă urmat de gemete,
dinți clănțănind de groază. 3. Cadavrul din casă. Trecuseră doar 5 minute și taxiul adus de Quentin Gray staționa în fața casei lui Casmach. Lăsând ordin șoferului să aștepte, tânărul urcă în grabă cele două etaje, până la apartamentul ghicitorului. Aici constată cu nedumerire că ușa nu se mai deschidea și se încăpățână să rămână închisă. Bătu cu pumnii, strigă, nimic. M-au tras pe sfoară, constată în ciudat, coborând scările. Copleșit de bănuierea mare, nu observă că la intrarea casei de peste drum, un individ îl spiona neîntrerupt. Ceva mai încolo, un altul nu scăpa nici el din ochii săi mici și vicleni. Gray n-avea de unde să știe că erau detectivii tocmiți de Monte Irvin să urmărească pe Rita. Ei aveau să-l informeze pe consilier despre aventura lor. Tot ceea ce făcu apoi execută ca un robot. Când intră în holul restaurantului Princess, ceasul arăta 7:25. Tocmai voia să treacă în salonul cel mare, când s-a auzit strigat. Alo, Gray! Întoarse privirea și aproape veni să chinuie de bucurie. The Big Satan! Striga admirativ spre un tânăr atletic bronzat ce-l privea zâmbind, afișând o dantură întâlnită doar în reclamele de paste de dinți. Marele Seton, repetă, cred că ești singurul om a cărui societate o suportă astă seară. Stop, oprește-te, în numele cerului, că nu știu ce am să mai cred despre mine. Dacă n-ai avea altceva mai bun de făcut, hai să cinem împreună. Propunerea fiind acceptată, curând cei doi prieteni se văzură așezați în fața unei mese cu cele mai alese mâncăruri. La sfârșitul mesei, Seton era informat perfect asupra întâmplării trăite de Gray. În vreme ce prietenii cinau la Princess, un automobil trecu prin fața restaurantului și făcu loc prin umbuzeală din Piccadilly și dădu colțul spre Old Bond Street. Opri ceva mai încolo și din el coboră Monte Irvin. Imediat apăru lângă el individul care îl filase pe Gray în fața locuinței lui Casmach. Irvin îl văzu. A, dumneata ești Brisley. Sunt tot acolo? Așa cred. Colegul Gam susține că n-a ieșit nimeni, în timp ce vă telefonam. Să mergem atunci. Monte Irvin era sigur că o va prinde pe infidelă în flagrant delict. Incitat de povestea lui Gray, Seton și-a manifestat dorința de a vizita împrejurimile locuinței ghicitorului. Ajuns în fața gangului ce ducea spre apartamentul lui Casmach, Gray văzu automobilul consilierului, se îndreptă spre șofer și îi se adresă. Ce s-a întâmplat, Pattison? Nu prea știu, nici eu, domnule Gray. Am plecat cu domnul Irvin, acum vreo jumătate de oră de acasă, și mi-a ordonat să-l aștept în colțul lui Old Bond Street. Curând s-a întors și a pornit-o spre comisariatul din Vine Street, de unde am venit încoace cu niște polițiști. Asta e tot ce știu. Acum sunt cu toții sus, la ghicitorul acela. Gray și Seton nu mai așteptară sfârșitul frazei și o zbugiră către apartamentul lui Casmach. La etajul al doilea, 5 persoane se îmbrăteau în fața unei uși închise. Văzându-l, Monte Irvin se adresă lui Gray cu un aer de reproș. Dumneata ai fost în societatea Ritei, nu-i așa? Unde este acum? Dumnezeu știe, am lăsat-o aici în compania lui Lucien Pines. Mai precis, Rita m-a expediat, trimițându-mă după un taxi. Ca și dumneavoastră, acum, când m-am întors, am rămas ca vițelul la poarta nouă, privind ușa aceasta închisă. Între timp, Whitecliffe și Barton, erau cei doi polițiști aduși de Irvin. Continuau să se agite, căutând să deschidă ușa. Deodată se auzi o pârâitură. Apoi masivul Barton strigă triumfător. Gata, am deschis-o. Ușa se dădă într-o parte, lăsând la vedere o pată neagră. E cineva acolo? Niciun sunet nu s-a auzit din beznă. Comisarul Whitecliffe intră, împleticindu-se, urmărit de ceilalți. Îl întâmpină o mireasmă dulceagă. Căută și găsi pe perete întrerupătorul. Un declic și camera a fost inundată de o lumină mată, lăptoasă. Dar camera era goală.
Grey se repezi la colțar și dădu perdeaua la o parte. Nimic, văzu un scaun și o masă cu câteva cărți și un telefon. Alergă la ușa din fund, pe unde intrase Rita în camera de consultație, și o deschise. Aroma ce plutea în aer era aici mai amețitoare. Și încăperea aceasta părea pustie. Totuși, o ruptură în draperie arătă că aceasta fusese smulsă cu violență. Dumnezeule, acolo, zise comisarul arătând o dâră de sânge care se prelingea pe sub draperie. Barton smuci draperia. Aceasta acoperea un perete de lemn cu o deschizătură la mijloc, care se putea închide printr-o ușă ce se trăgea la o parte. În spatele ei se afla o adâncitură ce urmăra un fotoliu masiv de abanos. Dintr-un colț al peretelui de lemn se intra printr-o ușă obișnuită într-o cameră neluminată. Chiar în spatele fotoliului se găsea un fel de ferestruică. Nu vă atingeți de nimic până nu vin eu, se auzi glasul comisarului Whitecliff. Încăperea strâmtă se umplu de oameni cu chipurile îngălbenite de spaimă. Lungit pe parchet, între fotoliu și ușă, zăcea un bărbat cu brațele întinse, lateral și ochii larg deschiși, ațintiți în tavan. Liniștea chinuitoare fu tulburată de pașii greoi ai comisarului, care se apropie de cadavru. Îl vezi, Seton? Gemu Grey, alb cavarul. E Lucien Pines. E mort, înjunghiat, constată comisarul, a plecat asupra lui. 4. Peter Carey intră în joc. Comisarul șef al serviciului criminalistic al Scotland Yardului, Peter Carey, își merita pe deplin porecla de Carey Roșcovanul, căci natura nu se zgârcise când îl pictase cu roșu. Părul lui era ca focul, de un roșu spălăcit era și pielea feței. Doar de sub sprâncene și ele la fel de roșcovane, sclipeau doi ochi de un albastru metalic. Întreaga sa făptură emana forță. În tinerețe fusese multiplu campion de box și de lupte. Și acum, în prag de 40 de ani, după spusele celor ce avuseseră de a face cu el, era pentru oricine un adversar redutabil, în ceea ce privește forța. Asociația aceasta cu o minte sprintenă plină de fantezie, totul dublat de un trăgător de elită și veți avea o imagine sintetică a comisarului Carey. Cu pași elastici de gimnast, comisarul străbătea lungul culoar al Scotland Yardului de la etajul întâi. Se opri în fața unei uși, ciocăni și intră. Inspectorul general Hutchinson îi făcu semn să înainteze și să se așeze lângă el, pe canapea. Fără introduceri, intră direct în subiect. Te-am chemat pentru un caz aparte, un omor. Sir Lucien Pines a fost ucis în raza comisariatului din Pine Street. Carey cunoștea modul de a fi. Întrebă, ceva amănunte despre victimă? Hutchinson luă o hârtie de pe măsuța alăturată canapelei și citi. Pines, Sir Lucien St. Aubin, al patrulea baronet, fiul generalului Christian Pines, născut în Malta, liceul Oriei primea întul întâi la toate materiile. Conservator, atașat al legației, engleze în India, Burma, cam puține date, dar astea avem. Deocamdată îmi sunt suficiente, zise Carey și se ridică. Mă duc în Vine Street. Inspectorul general îl opri cu un gest. Își căută cuvintele, părea încurcat. Da, da, ce vreau să spun? A, da, situația socială a victimei dă afacerii o greutate specială. Mă înțelegi, interesul opiniei publice va fi mare. Făcu o pauză, apoi continua. Mă pot bizui pe direcția dumitale? L-am cunoscut pe Sir Lucian. Nenorocită afacere. Ei, acum, bună seara. În cariera sa, comisarul șef Peter Carey rezolvase multe afaceri murdare cu implicații printre membrii protipendadei, înclină din cap semn că a înțeles și părăsi biroul. Peste o jumătate de oră, însoțit de doi agenți, printre care și sergentul Combs, cel cu părul negru și rar, dulofan ca un bebeluș, Carey părăsea Scotland Yardul.
Mașina de serviciu îl purta pe la comisariatul din Vine Street, apoi la locuința lui Kazmah. Aici își completă documentația de la cei adunați în jurul cadavrului. Află de supravegherea Ritei Irvin de către cei doi detectivi ai agenției Spinker, tocmiți de soțul dispărutei. Medicul legist îl informă că victima fusese ucisă cu un stilet, lovitură mortală fiind aplicată pe la spate. La locul faptei, după ce îl pus pe comp să răsculească toată casa, bineînțeles, fără niciun rezultat, practic întrebă: cine a văzut mai întâi cadavrul? Eu, răspunse Quentin Gray. Eu și The Big Satan. Cine? Făcu Kerry strângând din dinți de parcă și-ar fi mușcat cuvintele. Satan zâmbi cu îngăduință. Amicul meu a pronunțat apelativul de pe vremea când boxam. Dumneata, Greville Satan, făcu mirat Kerry privindu-l cu admirație neplăcută. Semn că-i cunoștea renumele. Eu, răspunse acesta modest. Și dumneata, cine ești și ce cauți aici? Îl întrebă pe Gary, întorcând spre el o față împietrită. Sunt Quentin Gary, fiul lordului Rexborough, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, și am venit la Kazmah cu... Sergentul Combs, care nota totul, rămase cu pixul în aer când Gary se oprise înainte să pronunțe numele Ritei. De ce? Nici el nu știa, probabil dintr-o falsă pudoare. Mai tare, domnule, țipă Kerry, sesizând încurcătura tânărului. Sergentul Combs este surd. O roșeață subită se întinse pe chipul palid al lui Gray și din ochii țâșni un fulger de indignare. V-aș ruga, domnule comisar șef, să aveți în vedere că victima mi-a fost cunoscută și mai am și alți prieteni. Ar fi vrut să spună și altă prietenă. Amestecați în afacerea asta împuțită. Lui Combs nu-i scăpă nimic. Va nota și asta. N-aveți grijă, răspunse Kerry cu o răceală de gheață. Comisarul șeful interoga apoi pe Monte Irvin. Cei doi detectivi ai agenției Spinker confirma răspunsele consilierului ministerial. 5. O discuție miez de noapte. Ceasornicul primăriei din Brixton bătea ora 1 după miezul nopții când Kerry Roșcovanul descuia ușor ușa locuinței sale din Spencer Road. Ca întotdeauna, Mary, soția sa, l-aștepta cu masa pregătită. Era un obicei transformat în ritual și de fiecare dată după ce termina masa, comisarul se apuca să-i povestească soției cazul la care începea să lucreze. Rezultatul se dovedea de cele mai multe ori fructuos pentru Kerry. Așa se întâmplă și acum. După ce criminalistul încheie masa, trecu un papuci și halat și aprinse pipa umplută cu tutun olandez. Schiță precis, fără vorbă multă, starea lucrurilor. Mary îl urmărea cu un interes din ce în ce mai mare și atât o pasiona afacerea încât zări lumina acolo unde bărbatul, pe umirii căruia cădea toată greutatea, dibuia încă în întuneric. Cu limpezime, Kerry descrise locuința lui Kazmah, locul unde fusese găsit cadavrul și mobilierul camerei. Povesti amănuntele principale ale depoziției, marturilor și orele la care se petrecuseră diferitele evenimente. Mary privea îngândurată. Deci nu sunt decât două încăperi, dar cea de-a doua e împărțită în trei părți. Da, așa e. Nu există altă ieșire decât ușa din față. Nu. Dacă cele spuse de detectivii lui Spinker sunt adevărate, atunci doamna Irvin și Kazmah trebuie să fi fost încă acolo la susirea ta. Ai dreptate, la asta m-am gândit și eu. Casa a fost încercuită în 5 minute de agenți și mai este și acum. Mai răspund și alte birouri în culoar? Nu, la stânga e un perete și la dreapta ușa locuinței lui Kazmah. Celelalte birouri de pe etaj sunt de partea cealaltă a culoarului. Ce fel de birouri? Unul e al unui avocat, iar celălalt al unui comisionar. Și etajul de jos e ocupat tot de o modistă. Dar deasupra ce este? Compania de țigarete Cubanis, un birou de plasare pentru servitori și altul pentru electrotehnicieni. Unde duce scara de serviciu a etajului de deasupra? Într-un culoar ca acela al apartamentului lui Kazmah.
Pe partea dreaptă sunt două ferestre ce răspund pe un acoperiș îngust și sub o boltă. La stânga e biroul companiei de țigarete. Celelalte încăperi se află în față. Mary Carey privea țintă un punct nevăzut. După câteva clipe, zise că am vis. Cazmach și doamna Irvin nu puteau trece la etajul de sus sau la cel de jos fără să fie zăriți de detectivi. Dar, bine, draga mea, nici în stradă nu puteau ieși fără să fie văzuți de ei. Bineînțeles că nu. Apoi continuă. Dacă Lucien Pain s-a fost omorât la 7:15, cum reiese din dispozițiile martorilor, atunci nu l-a omorât servitoarea ghicitorului. Din cele spuse de detectiv, servitorul a plecat mai înainte. Și doamna Irvin? Carey clătină din cap, bănuind răspunsul sugerat. Nu, nu cred că a fost ea. Pumnalul a fost împlântat de o mână experimentată. Quentin Gray s-a înapoiat cu un taxi și a urcat, după spusa detectivului, la 7:15. Apoi, după 5 minute, n-a apărut, palid și zăpăcit. Iar în stradă, nu cred că el e ucigașul. Atunci ucigașul e Cazmach. Cine e omul ăsta? Vezi, aici. Poliția știe că sub masca unui negustor de parfumuri orientale ținea un salon de chiromanție. S-a priceput însă să evite bănuielile autorităților. Mi-a trebuit o oră până să-mi dau seama cum proceda la ședințele lui. Un fel de teatru de păpuși puse în scenă din camera cea dostică. Dar cine e Cazmach și a cărui naționalitate aparține, știu tot atât de puțin cât știu despre omul din lună. Negustor de parfumuri, murmura mai departe ca prin vis Mary. Da, camera din față e un fel de drogherie în miniatură. Se găsesc aici foarte drăguțe imitații de vase antice, urciorașe, borcănașe cu fabricate de ale lui Cazmach. Ceva cărți, hârtii? Nimic decât niște prospecte, o carte telefonică și atât. Sunt indicii că doamna Irvin se ducea des la Cazmach? Desigur, îl vizita regulat. Ca să-i prezică viitorul? Nu, după spusele lui Gray, se ducea să cumpere articole de toaletă. Mai fusese acest Gray cu ea și altă dată pe acolo? Nu, însoțitorul ei obișnuit pare să fi fost Pines. Crezi că Gray era amant? Care erau raporturile dintre ei? Nu era atât de intim cu ea ca Pines. Presupun că votul ei îl suspecta pe Gray. Pe drept însă, tânărul părea grozav de îndrăgostit. El e moștenitorul lordului Rexbrough, iar doamna Irvine a fost o frumusețe a scenei, deci lucru obișnuit fără prea mare importanță în lumea lor. Dar care duce uneori la un sfârșit tragic. Unde zici că locuia Lucien Pines? Albermarck Street, imediat după colț. Spuneai că personalul lui de serviciu e compus din doi angajați, o bucătăreasă care face și celelalte treburi ale casei și un servitor străin. Așa e? Un fel de mulatru, Juan Moreno, după declarația lui, cetățean al Statelor Unite ale Americii. Omul ăsta nu-ți place, așa e? De felul pușlama scârboasă, îl țin sub supraveghere. Combs cercetează acum hârtiile lui Pines. Condițiile lui de viață sunt cam misterioase. Pare să nu fie avut rude mai apropiate și n-am putut încă dovedi dacă era în legătură cu vreun notar. Ai pus desigur să fie urmărit servitorul egiptean? Desigur, până la ziua o să fie arestat și o să aflăm cine e Cazmach. Totuși, se pune însă întrebarea. În care din camere se afla individul? Mary tăcu, așa că Carey trebuie să repete întrebarea. În care din camere se va fi ascuns Cazmach? În niciuna din ele, șoptia cu gândul aiurea. Ai pus să înconjoare casa mult prea târziu. Cum? Făcu Carey iritat. Brisley nu s-a mișcat toată seara de lângă ușă. N-are a face, a fugit. Carey se scărpină în cap. Tu ai întotdeauna dreptate, Mary, dar să mă spânzure dacă ei nu face nimic. Când vom pune mâna pe vreunul dintre ei, îl vom avea și pe Cazmach în mână.
Așa o fi, dar dacă nu te grăbești, nu mai dai de el. Dar bine, Mary, fac și eu ce pot. Afacerea e al dracului de încălcită. Lucrurile nu sunt încă destul de limpezi, Peter. Fiind încredințat că în spatele misterului morții lui Pines se ascunde un altul și mai grozav. Să știi că din toate cazurile pe care le-ai avut până acum, ăsta e cel mai important. Nu te gândi la Kazmach. Caută mai bine să afli de ce venea doamna Irvin la el și ce scop avea ferestruica din spatele fotoliului și supraveghează-l pe Moreno. 6. Pachetul cu țigări. M-a căutat cineva, Will? Întrebă Gray când intră în locuința sa din Piccadilly. Nu, domnule, răspunse valetul sobru. Însoțit de amicul său Seton, pășindu-l în living uriaș, se îndreptă spre măsuța cu băuturi și pregăti două pahare cu whisky. Unul îl întinse lui Seton. Pe al său îl bău fără să răsufle. Își umplu din nou paharul și după ce își cercetă buzunarele, scotocindu-l de la pior. A dracului treabă, nu mai am nicio țigară. Nu fumez țigarete, dar dacă vrei îți dau una de foi, îi zice Seton. Mulțumesc, sunt prea tare pentru mine. Ei, dar asta ce-o mai fi? Trase de sub, de pe poliță, un pachet cafeniu, scoase din el o țigară și se uită la ea cu o expresie ciudată. Săracul de el și la privirea întrebătoarea lui Seton urmă. Pachetul ăsta l-a lăsat nu de mult Pines aici, ci că ar fi ceva cu totul deosebit. Aș fuma și eu una. Aprinse țigara și se lăsă oftând adânc într-un fotoliu de piele. Se auzi telefonul, alergă plin de nădejde la aparat și vorbi preț de câteva minute. Vine verișoara mea, Margaret Haley, o doctoriță, spuse Gray. Poartă ochelari, fustă până în pământ ca să-și ascundă picioarele strâmbe și are în vârful capului un coc, replică ironic Seton. Am și eu astfel de verișoare pisălage. N-ai nimerit-o, hohoti Gray. E o ființă modernă. Trebuie să știi că a câștigat circuitul motociclist la Liverpool. După ce se amuză copios de uluiala prietenului său, continuă. De altfel, nu ți-aș recomanda să încerci susărus fără voie ei. Are centura neagră la jiu-jitsu. Gray devenise foarte voluptibil. Volubil. Când Margaret Haley intră în cameră, Seton trebuie să recunoască că amicul său avea dreptate. Doctorița era mai mult decât atrăgătoare. După prezentare, primele cuvinte ale fetei fură. Ce ai greu? Ce ați ars aici? Odgonul pe care îl fumează Seton. Nu, treaba cu lui Seton n-are nicio vină. Tu ce țigări fumezi? Gray întinse pachetul. Ochiul ager al lui Seton observă cum expresia doctoriței se schimbă treptat în gălbenind. De unde ai țigările astea? Întrebă ea. Veselia lui Gray dispăru. Întrebarea i-a adus aminte de o cameră cu perdele verzi în care plutea umbra morții. De la Pines, șopti el. Știi, Margaret, că nu de la Rita Arvin? Nu, de unde până unde, tocmai de la ea. Margaret își mușcă buzele. Nu știu. Privi stânjenit la Seton. Acesta se sculă în picioare. Gray se ridică și el. Margaret, vreau să știu dacă știi ceva în legătură cu Rita. Ai aflat ceva? Da, și știu ce s-a întâmplat cu Lucien Pines. Cei doi bărbați o priviră în tăcere. Gray rupse cel din tâi tăcerea. Seton a fost toată seara cu mine. Dacă îi dai voie să rămână, aș fi foarte bucuros. Cum nu, răspunse doctorița, i-aș fi chiar foarte recunoscătoare, dacă mi-ar da un sfat. Seton se înclină, apoi se așeză iarăși. Gray era prea enervat ca să poată sta locului. Trecu în fața căminului și, pe blana de tigru așternută pe jos, se schimbă de pe un picior pe celălalt, trăgând puternic din țigară. Mai întâi, Quentin, fă-mi plăcerea și aruncă țigara, începu Margaret. Gray o privi nedumerit. Hai fie, dar te știam fumătoare pasionată, zise el. Lasă că fumezi și acum mai mult decât ar trebui, dar nu opiu, răspunse Margaret. Gray aruncă o privire sălbatică la pachetul de țigări și se cutremură de dezgust. Tiu, făcu el și își frecă buzele cu batista. Seton puse trabucul lui pe buza scrumierei, scoase din pachet o altă țigară și o mirosi cu băgare de seamă.
Îi rupse apoi hârtia, apoi puțin tutun pe buze, puse puțin tutun pe buze și murmură: Doamne Sfinte, țigările astea sunt îmbibate cu opiu. 7. Carey continuă investigațiile. A doua zi, în zori, Peter Carey era hotărât să verifice ipotezele sugerate de soția sa, așa că se îndreptă spre Old Bond Street, unde avusese loc asasinatul. Un polițist păzea intrarea gangului. Carey îl întrebă: Ai ceva de raportat? Cadavrul a fost ridicat și dus la morgă. Apoi a venit delegatul ministerului, un domn... Ce domn? Întrebă Carey intrigat oprindu-se. Nu știu, îl însoțea comisarul Whitecliff. Au stat aproape o oră înăuntru. Bodogănind, aprinse lanterna și urcă scara întunecoasă, dus pe gânduri. În fața apartamentului Casbah era un alt agent. Îl întrebă și pe acesta dacă sunt noutăți. Afla același lucru, în plus că, în urmă cu aproximativ o oră, agentul a auzit zgomot la etajul de deasupra, unde parcă cineva ar fi împins o ladă sau o mobilă. Evident, agentul a verificat, dar n-a observat nimic. Carey forță ușa stricată a apartamentului, intră și aprinse lumina. Vărând mâinile în buzunare și privi țintă ușa camerei unde se înfăptuise crima. Aprinse lumina și în camera alăturată își aținti privirea la ferestruica din spatele fotoliului de abanos, căutând să-i descopere rostul. O lampă verde în formă de glob servea la iluminatul ultimei camere. Carey descoperi că vizitatorii lui Casbah trebuia să fie avut din pricina asta impresia că încăperea se întuneca din ce în ce. Când deschidea ușa și se înlătura treptat draperia de pe lampa de deasupra fotoliului, ieșea la iveală persoana din fotoliu. Când se lăsa iar draperia peste glob, căpăta impresia că persoana a dispărut. Scamatoria era ingenioasă, dar acum nu mai avea secrete. Totuși mai rămâneau încă multe lucruri neclare. Înapoiindu-se, străbătu camerele și trecu prin fața agentului postal la intrarea în apartament. Urcă un etaj și înaintă pe coridorul îngust către scara de serviciu. Pe geamul ușii din fața lui scria: Cubanis, sigaretă în coi. Încercă ușa. Bineînțeles, închisă. Cu lanterna lipită de obraz, lumină gaura cheii și privi concomitent înăuntru. Ca atins de fier roșu, se sculă, imediat și părăsi în grabă imobilul. Peste câteva minute, sună la ușa a fostei locuințe a lui Lucien Pines. Află că și aici fusese înaintea lui delegatul ministerului, motiv pentru care nu făcu economie de înjurături. Întrebă pe sergentul Combs, care păzea apartamentul defunctului: Ce a fost aici acest delegat? Păi a deschis fereastra. Am auzit zgomotul. Ia te uite, zise Carey. Tocmai asta vreau să fac și eu. Se vede că delegatul ăsta nu-i chiar așa de tâmpit. Monologă el, lăsându-l pe sergent în încurcătură. Încăperea în care se afla era mare și înaltă. O fereastră largă era acoperită cu o draperie de catifea albastră. Carey trase perdeaua la o parte și deschise fereastra. De aici se vedeau acoperișurile din Ibermarket Street. Cerul acoperit cu nori groși de-avea lăsat să pătrundă o lumină slabă. Într-o parte se afla o cisternă mare și la marginea ei o scară șubredă. Deasupra cisternei se întindeau balustrade și trepte de fier. Imediat deasupra era o culme cu două ferestre înguste, care părea că te privesc ca doi ochi scoditori. Carey ieși pe acoperiș și se uită stăruitor în jurul. La partea de sus a cisternei se continua cu un șgheap care ducea la bolta ce lega Old Bond Street cu Albermarkt Street. Dincolo se întindea rândul de scări pentru stingerea incendiilor. Comisarul porni pe șgheabul mărișor spre locuința lui Casbah, pe când Combs se uita curios în urma lui. Când ajunse în partea unde se afla fereastra care i-a atrăsese atenția, se aplecă și lumină cu lanterna geamul. Văzu un fel de magazie plină cu baloturi.
În apropierea ferestrei era o masă plină de pachetele care păreau să fie umplute cu țigări. Dintr-o aruncătură de ochi se putu încredința că fereastra nu era zăvorâtă. Băgă mâna și ridică ușor geamul, fără să audă cel mai mic zgomot. Sări sprinten prin fereastră și se sprijini pe masa care, ivind un picior mai scurt, începu să se clatine. Carrie coboră cât mai încet de pe masă și stinse lanterna. Se auzi tropăitul unui pas greoi. Urca, probabil cineva scara. O lumină licări pe ușa cu geamurile mate. Cine e acolo? Era glasul agentului pus de pază la ușa locuinței lui Casmach. Carrie nu clinti. Cercul de lumină pieri. Nu însă înainte de a-i permite lui Carrie să citească cu banii țigarete în coi. Așadar se afla deasupra locuinței lui Casmach. Cât ceasornicul n-arăta decât 7:30, Margaret Halley fu trezită brusc din somn. Soneria zbârnea cu furie. Sărită din pat, trase pe ea un halat și se aranjă puțin la păr. Apoi deschise ușa. Din prag, roșcovanul comisar o privea curios. Se prezentă. Carrie, comisar șef al serviciului criminalistic. Mă predau, eu sunt criminalul, glumi doctorița, invitându-l să intre. Cam matinală vizita, dar ca medic sunt obișnuită să fiu deranjată la orele cele mai neobișnuite. Văzându-l că dă să se oprească, insistă, intrați, am glumit, bănuiesc pentru că pentru ce ați venit și de astfel ar putea spune că vă așteptam. Cafea? Comisarul acceptă și urmă docil în apartamentul micuț, dar cochet. După câteva minute, erau instalați confortabil, cu ceștile de cafea în mâini. Discuția demară fără protocol. Am telefonat consilierului Monte Irvin și valetul său mi-a spus că erați medicul Ritei Irvin. N-am fost chiar medicul lor de casă, mai mult prietena Ritei. E cam același lucru. Cred că de informații pe care mi le veți da, atârnă viața micii dumneavoastră. Să-i se fi întâmplat ceva, am chemat-o zadarnic la telefon asta noapte. N-a fost acasă. Știu că s-a dus la Casmach cu Lucien Pines și Quentin Gray. Mi-a povestit Gray ce s-a petrecut acolo. Știți, este vorul meu, explică ea. Mă rog, mi-a spus ce știa și el. Totul încă plutește în ceață. Asasinarea lui Pines este groaznică. O întrebare, domnișoară. Rita Irvin își iubea soțul? Sunt convinsă că îl iubea, răspunse categoric Margaret. Gray, Pines, ce erau pentru ea? Doar se întâlnea cu ei? Rita avea o droaie de admiratori. Îi iubea pe toți și pe niciunul. Gray își pierduse mințile după ea. Dar Rita se amuza. Atât Pines, ei, Pines, Lucien Pines fusese membru în comitetul teatral pe vremea când Rita mai urca pe scenă. Avea pentru ea o admirație nețărmuită. O ceruse chiar în căsătorie, dar ea nu s-a închisit de el. În privința asta, mai clar, domnișoară, în care privință, la ce vă referiți? Tânăra doctoriță prinse o nouă țigară și sorbi fumul. Ajunge la partea murdară a lucrurilor. O clipă ezită. Domnule comisar, trebuie să știți că atât Rita cât și Pines erau toxicomani. Se drogau. Carrie fluieră prelung. La așa ceva nu se aștepta. Cum credeți că a ajuns la droguri? Bănuiesc că s-a dedat viciului datorită nervilor ei istoviți de prea multe nopți pierdute. Am încercat să o vindec. Mi-a fost imposibil. Pe vremea aceea consuma opiu, bineînțeles fumându-l după metoda chinezească. Escapadele acestea, să le zic exotice, le făcea singură sau însoțită? Doctorița privi în ochii albaștri ai comisarului. Păreau două pumnale de oțel călit. Se hotărâ să-i spună totul. Avea încredere în acest om. De cum ați intrat pe ușă, ne-am dat seama că trebuie să jucăm cu cărțile pe masă. Ei bine, știu că Rita era însoțită de Pines și de câteva ore a dus-o în cartierul chinezesc, într-o fumătorie de opiu. Probabil că soțul ei a început să o bănuiască de infidelitate, când a observat că nu-și poate justifica lipsurile prea dese de acasă. Sunt convinsă că a acceptat curtea lui Gray, doar ca paravan. De unde își procura stupefiantele? Cred că de la Casmach.
Cazmah, țipă Cheri sălbatic. Iertați-mă, pușlamau asta făcea deci negoți de stupefiante, trebuie să anunțăm brigada antidrog. Dar deocamdată avea la morgă un cadavru, iar la circumscripția de poliție era înregistrată o dispariție. Să le rezolvăm pe astea și vom vedea apoi cum vom acționa. Cum ați ajuns la concluzia că portocarul de Cazmah umblă cu de-astea? Am fost și eu la fel. Chipurile să-mi ghicească. Dar tot ce am reușit să cumpăr au fost parfumuri. Stupefiante n-a vrut să vândă. Sunt însă convinsă că are un cerc cărora le livrează marfă pentru vise colorate. Comisarul Cheri se agita nervos. Băuse cafeaua și acum consuma și zațul. Buzele îi se făcuseră maronii. Doctorița îl privea cu cal profesional, aproape că îl studia. Cheri zise, să revenim la Rita Irvin. V-a făcut destăinuiri? Da, în timpul din urmă observasem la ea o tulburare nervoasă care mi-a trezit în cel mai înalt grad interesul profesional. Alaltăieri mi-a mărturisit că izvorul de unde își procura o travă amețitoare a secat. Explicațiile ei erau confuze. Totuși, din cele spuse, am înțeles că s-a recurs la presiunea asupra ei. Cu ce scop? N-am putut să aflu. Se tânguia mereu. Au să mă împingă la nebunie și părea într-adevăr într-o stare de solicitare primejdioasă. Mi-a mai spus că mai face o încercare ca să obțină o doză din otrava de care nu se putea lipsi. Iar dacă nu mi-a mai zis ea, vrei tu să mă ajuți? I-am răspuns că îi voi prescrie cocaină doar dacă acea avea să intre la mine în tratament. Și s-a voit? Da, ieri după amiază, pe când fusese chemată la un caz grav, Rita a fost pe la mine. Sărmana, iată ce scrisoare mi-a lăsat. Cheri parcursă scrisoarea, scrisă cu litere mari, neregulate și tremurate. Dragă Margaret, de ce n-ai fost acasă? Sunt foarte nenorocită și simt cum mă pândește nebunia. Vin îndată ce vei primi rândurile astea și atunci îndeajuns ca să-mi salvezi viața. Eu... Ochii Margaretei se umplură de lacrimi. N-am venit la timp și atunci s-a dus la Cazmah. Te mai îndoiești de ce? Acolo o mână de profitori s-au alcătuit într-o asociație care dispune de viața și averea multor sclavei stupefiantelor. Cheri scrâșni din dinți. Acum înțeleg și eu ce rost avea omul ministerului. Era din brigada antidrog. Margaret Haley se simți obligată să-l lămurească. Ministerul de interne a însărcinat pe cineva să investigheze în jurul asociației acesteia drăcești. Mărturisesc că am contribuit și eu. Cheriu o privi mirat, ridicând din sprâncenele lui roșii. Da, l-am rugat pe lordul Roxborough, subsecretarul de stat, care întâmplător este unchiul meu, să acționeze, văzând grimasa de pe fața comisarului, continua. Vă asigur că tot ce v-am spus dumneavoastră i-am spus și lui. Care lui? Delegatului. Comisarul se smulse din fotoliu. Salută ceremonios și părăsi apartamentul sub privirile mirate ale gazdei. 8. În brațele viciului. Viața de dinaintea căsătoriei Ritei Irvin, femeia de care acum se interesa Scotland Yardul, și întreaga presă fusese de așa natură că scandaliza pe pudeci și inspira mila celor îngăduitori. Înzestrată de natură, cu o frumusețe ieșită din comun, părea să fie sortită scenei, unde reflectoarele o făceau să pară eterică. La început, greutățile o făcuseră pe Rita Dresden, aceasta era numele ei de fată, să accepte amare umiliri. Orice sprijin primit trebuia răsplătit și Rita detesta să facă anumite favoruri, așa că adeseori strângea din dinți și se supunea. Așa au stat lucrurile până la apariția lui Lucien Pines, omul care s-a îndrăgostit fulgerător de ea și care a aruncat-o în brațele viciului. Acum, seria ei neagră luă sfârșit, dar cu ce preț? Baronetul, prin poziția și averea sa, o ajută să urce scările rampei.
iar în clipele de nervozitate îi oferea țigările mirositoare care o treceau pe tărâmul fericirii. Fără să-și dea seama, Rita aluneca pe calea pierzaniei. Încordarea nervoasă îi provoca insomnii. În curând nu se mai putea lipsi de droguri. În tovărășia lui Lucien Pains cunoscuse și alte victime ale acestei patimi. Iar după câtva timp consideră felul ei de viață normal, strâns legat de viața de artist. Numai după ce l-a întâlnit pe Monte Irvin, începu să aibă scrupule și îngrijorări. Nu fiindcă atribuia admirația lui văiciunii artificiale, ci pentru că își dădea seama cât de tari erau lanțurile care o încătușau de Lucien Pines. Simțea pentru Irvin o înclinație puternică și de aceea a început să-și analizeze viața din alt punct de vedere, pe când viața lui Irvin fusese fără pată și în văzul tuturor a ei ascundea taine întunecate. Și în sufletul ei se trezi dorința fierbinte să se descătușeze de tot ce era necistit în jurul ei. Cât de iute și aproape pe nesimțite alunecase pe panta asta grozavă, din seara când primise prima țigare cu opiu. Acum prăvălia lui Kazmah nu mai avea nicio taină pentru ea, cel puțin așa credea. Știa că e un izvor nesecat de stupefiante, mai știa că tălmăcirea viselor era un pretext, dar cine era Kazmah nu știa. Și pentru că nu era suficient că îl cunoscuse pe Lucien Pines, Rita, condusă de acesta ca o barcă în derivă, a întâlnit și alte personaje care aveau să-i marcheze viața. Într-o seară, după ce au ucinat la un restaurant de lux, s-au dus în apartamentul lui Cyrus Kilfane, organizatorul unei serate închinate opiului. Aici Rita a cunoscut-o pe Molly Gretna, o excentrică divorțată, abandonată total patimii drogurilor. Dar Rita n-avea să uite niciodată întâlnirea cu Lola sau doamna Sin, supranumită de inițiați, stăpâna opiului, căci procura tuturor o travă pentru visuri. Ceea ce atrăgea la această femeie erau ochii negri migdalați, adumbriți de gene lungi, părul de un negru strălucitor, ce bătea în albastru și buzele roșii senzuale. Când o întâlni prima oară pe Rita, i-a aruncat o privire lacomă și un fulger de răutate i-a sclipit în ochi. Pe buze, un zâmbet crud i-a dezvălit dinții sclipitori ca ai unui animal de pradă. Dar Rita a avut și o bucurie. Consilierul ministerial Monte Irvin, care o curta mai de mult, a cerut-o în căsătorie și a acceptat. Avea să îi se schimbe viața. Lucien Pines nu înceta însă să o asalteze cu declarațiile lui amoroase. Era un joc periculos, atât pentru Rita cât și pentru el. 9. Afaceri amoroase și afaceri cu stupefiante. Dacă Rita ar fi cunoscut relațiile dintre Pines și Lola Sin, alta ar fi fost poate desfășurarea evenimentelor. Cu ocazia unei vizite în cartierul chinezesc, din apropierea docurilor, cei doi, adică Pines și Lola, se vor prezenta în fața cititorilor în adevărata lor lumină și astfel vom înțelege multe din lucrurile care n-au fost până acum prea clare. Dar iată cum s-au derulat întâmplările. În cursul săptămânii, Rita a primit un telefon. Era Lola Sin. Fără ceremonial, o informă că aranjase o distracție pentru sâmbătă în casa celor 100 de fericiri. Veneau Cyrus Kilfane cu Molly Gretna. Era dispusă să vină și ea cu Lucien Pines. Tentativa era mare. Tentația era mare. Acceptase. Intrase puțin în panică ulterior, amintindu-și de vorbele Lolei. Nu e niciun deranj, dragă. Doar plătești pentru asta. Ori finanțele ei fuseseră puternic zdruncinate de când se cedase viciului. Poate că avea să plătească Pines, se învioră la gândul acesta. În seara hotărâtă, toți ceilalți o așteptau în automobilul lui Pines, parcat la ieșirea din spatele teatrului. Nu s-a arătat surprinsă că în locul șoferului se găsea Juan Moreno, valetul lui Pines, dar a înregistrat faptul. Drumul până în cartierul chinezesc a fost parcurs fără incidente, deși circulația era intensă. În apropierea docurilor, automobilul s-a avântat în trombă. Prin străzi înguste și întunecate, Molly țipă
Isterică de plăcere. După mai multe ocoluri, Juan Moreno a oprit automobilul într-un loc dosnic. Coborâră. Din stânga se răsfrângea o lumină slabă pe pavajul umed. Pains împinse o ușă și îi lăsă pe ceilalți să treacă. Un glas crâi răgușit, înghețând inimile femeilor. Alo, alo, spion polițienesc, repede, repede, sin, sin, va. Vocea misterioasă imită apoi în chip desăvârșit fluieratul unui agent de circulație și încheie cu pocnituri de castaniete. Închide ușa, Pains, rosti încet Kilfein în întunericul desăvârșit. Aprinde lumina, sin. Sin, sin, va, cârâi iar ființa nevăzută. Cel mai șiret om din Buenos Aires. Buenos Aires, spion polițienesc, spion polițienesc. Băgați de seamă. A, murmură Molly, acum țip. Pains închide cu ei ușa. În partea opusă a camerei, o ființă care de-abia se zărea se aplecă deasupra unui dulăpior. Scoase o lanternă marinărească, o aprinse, o așeză pe masa simplă de brad. Acum se puteau deosebi oamenii și lucrurile din cameră. Odaia era joasă și avea două uși. Una se deschidea în stradă, cealaltă ducea într-un coridor pustiu. Jos, pe scândură, o rogojină uzată, două scaune, o masă și câteva lăzi de ceai goale completau mobilierul. Pe una din lăzi, aproape de dulăpior, ședea un chinez. Într-atât de șters era galbenul feței lui, ciupit de vărsat încât părea de fildeș. Din creștete îi pornea o coadă de o grosime neînchipuită. Ochiul stâng îi lipsea. Îmbrăcămintea lui era modestă, o bluză largă și niște pantaloni albaștri. În picioare purta ciorap cenușii și pantofi cu talpă groasă. Pe umăr îi sta o cioară neagră ca abanosul și ei îi lipsea ochiul stâng. Cu un gest teatral, Lucien Pains făcu prezentările. Iată-l pe Sin Sin Va și buna lui prietenă Ting Ling. Nimeni nu replică, doar ceara. Cel mai șiret din Buenos Aires, Sin Sin Va. Pe fața chinezului nu tresări niciun mușchi. Pains îi se adresă. E gata tot, Sin? Gata. Lola a pregătit camera de sus, răspunse Sin cu glas tărăgănat, ca un gunguri de copil, căci în locul lui, el pronunța întotdeauna el. Lurcă o scară fără covor, care scârțea îngrozitor și împătrunseră într-o cameră ceva mai bine luminată. Era un fel de bară, căci în ea se găsea de-a valma rochii pălării deopotrivă bărbătești și femeiești, apoi saltelele, scaune, toate mirosind puternic a mucegai. Kilfein deschise un dulap cu haine, se dădu la o parte și ciocăni de trei ori în fundul dulapului. Făcu o pauză și mai ciocăni de două ori. De dincolo, din spatele dulapului, se auzi un glas înăbușit. Cine e? Sai și prietenii lui. Un foșneț și toată borfăria din dulap căzu, lăsând să se vadă o deschizătură, în care apăru Lola Sin ca în rama unui tablou. Era îmbrăcată cu un kimono japonez de mătase verde și avea în picioare pantofi de catifea verde auriu, cu niște tocuri atât de înalte cum nu mai văzuse Rita până atunci. Intrați, zise ea. Pășiră într-un coridor așternut cu covoare. Lola încuie ușa dulapului, în spatele lui se găsea o firidă, care ducea în clădirea alăturată. La rândul ei și firida era mascată de o ușă masivă. A, da, constată Kilfein, se pricepe moșin la așa ceva. Ușile sunt admirabil mascate. Parcă nerăbdătoare, Lola îi conduse pe fiecare în câte o cameră bogat decorată cu draperii, covoare și perne. Apoi îndeplini în fața fiecăruia ritualul aprinderii pipei. Când toți visau sub influența drogului, apare în ușa camerei lui Lucien Pains. Acesta, atolonit într-un fotoliu, fuma o țigară. Fără să zică nimic, Lola intră în cameră, se așeză pe brațul fotoliului și își lipi obrazul de-a lui Pains. De ce nu fumezi o pipă? Ce s-a întâmplat? Întrebă femeia drăgăstos. Ești schimbat.
Aș, prostii, sau poate ai dreptate, mi-au spus-o și alții. Eu știu ce-i cu tine. Lola se întoarse și îl privea adânc în ochi. Continuă, ești putre de bogat, ai vrea acum să te faci om de treabă. Așa, Pains zâmbi amar. Cinstea e o chestie de aparență exterioară. Schimbarea de care vorbești trebuie să fie în adâncul sufletului meu. A, bănuiesc de ce nu vrei să fumezi o pipă. Ai făgăduit dulcei tale prietene să o veghezi, ca nu cumva să-i taie cineva frumosului gât de lebădă. Recunoaște, hai recunoaște, s-ar putea să ai dreptate. Nu uita, Lola, că mă ocup în egală măsură și de interesele tale și de ale mele. Trebuie să știi că Rita se mărită în curând cu Monte Irvin, care, dacă ar avea vreo bănuială, ar fi în stare să nărui din temelii casa celor 100 fericiri. Și ai dus-o și la Kazah, îi reproșă femeia. Da, pe vremea aceea încă însă era doar logodnică cu Irvin. Înțeleg. Și au băgat toți de seamă că ești schimbat. Da, da, e o prietenă cât se poate de dragă. Lasă. N-a fost niciodată altceva pentru mine și nici n-are să fie, Lola. La vorbele astea, spuse intenționat, temperamentul sălbatic al Lolei izbucni ca o flacără. Aha, și crezi că eu n-am ochi să văd. Dacă ar fi fost ca celelalte, nici nu mă închiseam. Dar ești îndrăgostit de ea, țipă Lola. Cu ochii scânteietori, cu pumnii amenințători, femeia îl privea nebună de gelozie. Pains recunoscu în sinea sa că greșise, dar era prea târziu. Lola era capabilă de crimă. Fără să vrea, își aminti cum o cunoscuse la Buenos Aires pe vremea când era vestita cântăreață la Bel Lola, înainte să devină soția lui Sin Sin Va, iar el tovarșul lor în afacerile murdare cu stupefiante. I se făcu milă de propria ei persoană, dar și frică. 10. Înghearele lui Kazmah. După ce Rita se căsători cu Monte Irvin, renunță la teatru. I se păru la un moment dat că acum a căpătat o oarecare independență justificată prin contul frumușel pe care soțul ei îl deschisese la bancă. Dar era numai o iluzie. Treptat, contul ei se subția și devenea tot mai legată de Kazmah și de Lola Sin, căci dependența de droguri se atâncea, târând-o mocila unde multe suflete pierau definitiv. I se păru ciudată chiar atitudinea lui Lucien Pains. O uimea și o stânjenea. Totodată faptul că, deși el fusese acela care o aruncase în brațele celor doi, căuta acum să o rupă de viciu. Era de neînțeles. Își pierdu încrederea în el. Rezultatul, fără știrea lui, se dusese de două ori cu Molly Grădna la casa celor 100 de fericiri. În timpul acesta a cunoscut-o pe Margaret Haley. S-au prietenit repede, ba mai mult, doctorița îl prezentă pe verul ei Quentin Gray, recent întors de pe continent, unde îndeplinise o funcție la o ambasadă. Dar cum a văzut-o, tânărul s-a îndrăgostit de ea. Rita era obișnuită. Cu toții se întâmpla la fel. Curând, doctorița Haley și-a dat seama de patima Ritei. La descoperirea asta contribuise și faptul că furnizorii ei de droguri ridicaseră într-atât prețurile încât Rita era aproape în imposibilitatea să le satisfacă pretențiile. Contul ei din bancă se topea văzând cu ochii. Se împrumuta în speranța că va putea rambursa. Îi era însă imposibil. Soțul ei, Monte Irvin, nu știa nimic și ea se temea să-i ceară realimentarea contului ca nu cumva acesta să bănuiască ceva. Uneori, în pragul deznădejdii, se gândea că ar face mai bine să-i spună totul. Poate că înțelegerea și dragostea lui ar fi salvat-o, dar nu îndrăznea, îi era frică. Se hotărâ să se plângă lui Pines. Acesta se sperie de starea ei. O să vorbesc cu Kazmah, o asigură el. Nu te duce la el. Se va ascunde sau îți va spune că nu câștigă nimic la întreaga afacere. Tot așa i s-a întâmplat și lui Kilfein. A, Lucien, nu ești un adevărat prieten. N-am să uit gestul tău. Nu-i nimic, dragă, dar de ce nu cauți să pui puțin fruct patimii tale? Nu-ți dai seama că din zi în zi vei simți nevoia unei doze tot mai mari și va veni o vreme... Rita se cutremură.
Nu mă înspăimânta, am să mă las. Intervenția lui Pain s-a dovedit benefică. Prețurile lui Kazmah au scăzut și Rita n-a mai fost nevoită să se împrumute sau să se lipsească de o rochie sau de un mantou, ca să-și poată satisface patima. Tânăra femeie redeveni voioasă și parcă mai frumoasă. Într-o zi, pe când Monte Irvin era plecat în America Latină, trimis de guvern cu treburi urgente, Pain o invită la teatru, apoi după spectacol la restaurant. Când se intre în salonul cel mare, Rita exclamă: „Uite-l pe Grey, vai ce mutră face, te privește cu insistență. Vezi ce-i cu el? O, Lola Sin, și el e client”, făcu Rita curioasă. Pain se făcu că nu aude și înaintă spre masa celor doi, urma de Rita. Grey însă, îngălbenindu-se subit, se ridică și zise cu glas chinuit: „Îmi pare rău că trebuie să plec, o întâlnire urgentă, noapte bună”, și ieși din restaurant. „Ce are băiatul ăsta, nu cumva s-a chirchilit?”, întrebă Pines. „Poate că are ceva pe inimă”, răspunse ironic Lola Sin, uitându-se complice spre Pines și cu ură la Rita. Curând, după miezul nopții, Rita ajungea acasă. Pines i-a cerut adresa lui Grey, motivând că are să-i comunice ceva. Peste 10 minute suna la ușa tânărului. După ce au schimbat câteva amabilități, Pines i-a spus: „Am venit să înlătur o neînțelegere legată de doamna Irvin”. La numele Ritei, Grey îl privi iritat. „Ce neînțelegere? Referitor la raporturile mele cu ea. O să-ți vorbesc deschis pentru că mi-e dragă și o stimez. Aceea stimă o am și eu pentru Monte, soțul ei. Țin să precizez, între noi n-a existat și nu există decât prietenie și camaraderie. Atât”, accentuie el ultimul cuvânt. Grey se lumină la față, aprinse o țigară și întinse lui Pines pachetul. Acesta refuză: „Nu fumez decât țigările mele. Sunt aduse din Buenos Aires. Comandă specială”. „Bineînțeles”, nu suflă o vorbă că ar fi cu opiu. La plecare, Grey mai făcu o referire la Rita. „Iartă-mă, Pines, dar ea dracului de frumoasă. Dacă n-ar fi măritată…” Se despărțiră în ușa apartamentului. Din întâmplare s-au intenționat ca să-l împingă pe calea pierzaniei. Pains uită pe măsuța din salon pachetul său cu țigări. Nu trecuse nici o lună de la ultima intervenție a lui Pains și Rita se afla într-o stare de adâncă deznădejde. Prețurile lui Kazmah deveniră iar exorbitante. Bani nu mai avea, iar creditorii deveneau tot mai stăruitori. Și ca o culme a nenorocirii, pentru prima dată de când se măritase, Irvin început să se intereseze de risipa pe care o făcea soția sa. Cu surprindere, făcuse constatarea că aceasta, una dintre cele mai bogate femei din Londra, nu mai avea literalmente niciun gologan. Pentru a-și mai potoli creditorii nerăbdători, Rita și-a maneta o parte din bijuterii. Kazmah însă nu vroia să dea pe datorie, iar poliția nu primea, nici de primit nu mai voia să o primească. În disperarea ei, Rita nesocoti orice precauție și îi scrise că nu-i poate plăti cât cere el. Îl rugă să păstreze scrisoarea drept un accept pe care îl va achita în termen de 3 luni. Nu primi niciun răspuns, dar când se duse în Old Bond Street, Rashid îi făcu o propunere imposibilă. Șeicului El Kazmah îi se pare ciudat că prietenul dumneavoastră, Quentin Grey, nu l-a vizitat încă niciodată. Dacă l-ați aduce și pe dânsul, lucrurile s-ar putea schimba. Abia acum înțelegea Rita scopul urmărit de Kazmah. „Doamne, cât de jos am ajuns”, murmură ea degustată. Părăsi plină de scârbă prăvălia blestemată. Se simțea la marginea prăpastiei. Lipsa stupefiantelor îi răpea somnul. Îi tulbura judecata. Ultima ei speranță era acum Margaret Halley. O vizită și îi se destăinui. Doctorița îi prescrise câteva doze de cocaină. Bineînțeles, sub prestare de jurământ că va veni să îi facă tratamentul de dezintoxicare. Rita a acceptat, deși știa că nu se va ține de cuvânt. După câteva zile, într-o seară, când nu mai avea cocaină, simptomul de abstinență se declanșă brusc. Speriată, alergă la Margaret. Doctorița nu era acasă. Mâzgălui în grabă câteva cuvinte pe o bucată de hârtie și lăsă
misiva portarului. În panică, hotărâ să-l viziteze pe Pines. El o mai ajutase, de asta dată îl dorea intermediar. Trebuia să se rezolve, odată pentru totdeauna, relațiile dintre ea și Kazmah. Cu cuvinte gătuite de emoție, nenorocita îi povesti chinurile ei și încercările lui Kazmah de a-l atrage pe grei în rândul celor robiți drogurilor. Cheamă-l imediat la telefon, strigă ea sălbatic. Ție nu ți-o pune rezistență. Spune-i să mă primească chiar acum. Acum. Liniștește, draga mea, am să vorbesc eu cu el. Nu, nu tu, ci eu vreau să stau față în față cu pungașul ăsta. Trebuie să mă asculte. Sunt gheara lui, simt gheara lui cum îmi strânge gâtul. Iar dacă e vorba să plătesc, atunci să plătească și el nemernicul. Spune-i, ori mă primește imediat, ori mă duc la poliție. Amenințarea era serioasă, așa că Pain se hotărâ să vorbească cu Lolasin. Când plecară pe jos spre locuința lui Kazmah, Lucien Pines nu bănuia că se îndreaptă spre moarte, iar Rita Irving este urmărită de doi detectivi angajați de soțul ei. 11. Comisarul Kerry își prezintă demisia. Inspectorul general Hutchinson îi făcu semn lui Peter Kerry să se așeze. Acesta, deși arbora ca întotdeauna o mină sănătoasă, era nervos. Se așeză, întâi pe marginea scaunului, apoi se trânti în el cu violență de parcă ar fi vrut să-l sfarme sub greutatea lui. În timpul acesta, înaltul ofițer de poliție, cu capul sprijinit pe mână, îl studia pe subgene și răsfăia încetişor niște hârtii. Așadar, n-ai reușit încă să stabilești identitatea fugarului Kazmah, zise el ridicând brusc privirea. Nu încă, domnule inspector general. Comisarul Whitecliff de la comisariatul din Vine Street a chestionat toți agenții și informatorii din Piccadilly. Nimeni nu-l cunoaște și nici nu l-a văzut vreodată pe ghicitor. Și servitorul egiptean îl cheamă Rashid, preciză Kerry. Nu a fost găsit. Am de gând, în schimb, să-l arestez pe Juan Moreno, servitorul lui Pines. Ce a declarat ăsta? Întrebă Hutchinson, răsfăind distrat hârtiile. Susține că este cetățean american, dar nu poate arăta niciun act doveditor. A fost angajat de Lucien Pines la San Francisco. Declară că nu mai poate da nicio informație. A introdus-o pe doamna Irvin în seara crimei în locuința lui Pines. Sir Lucien și doamna Irvin au plecat apoi împreună, iar Pines i-a cerut să scoată mașina din garaj și să-i aștepte la club, unde aveau de gând să ia masa. Moreno zicea că și-a îndeplinit în tocmai însărcinarea. După ce a așteptat un ceas în fața clubului, a aflat de la portar că Lucien Pines n-a fost pe acolo. A dus mașina îndărât la garaj și s-a înapoiat imediat după ora 8 acasă, în Ibermark Street. Depoziția lui a fost confirmată? Da, portarul își amintește că Moreno l-a întrebat de Pines. De asemenea, oamenii garajului au declarat că a plecat cu mașina, apoi a adus-o înapoi. Deodată, inspectorul general ridică privirea spre subalternul său și întrebă: ce crezi, s-ar putea deduce după experiența dumitale că Juan Moreno ar fi Kazmah? Kerry protestă categoric. Nu, Kazmah mi-a fost descris de două persoane diferite, ca un om cu niște ochi de o mărime neobișnuită. În depoziția sa, domnișoara Haley scrie: avea ochi peste măsură de mari, cum nu mai văzusem la o făptură omenească. Moreno are niște ochi mititei ca de porc. Cred că le-a fost complice lui Kazmah și doamnei Irvin, ajutându-i să dispară. Și cu compania de țigări cubaneze ce este? O pungașie, slujea drept decor, nu era decât o intrare camuflată în locuința lui Kazmah. Patronul este un oarecare Isaacs, dar și el a dispărut. Kerry se opri și aruncă ochii în tavan. Remarcă un lucru, continuă coborându-și privirea spre interlocutor. Apartamentul lui Kazmah din Old Bond Street este în vecinătatea apartamentului Lucien Pines din Ibermark Street și încă o coincidență. Ambii locuiesc de vreo 8 ani la adresele acestea. Într-adevăr, un amănunt interesant. Dar să revenim la traficul de stupefiante.
Ai găsit ceva urme de în locuința lui Kazmach? Nimic. În afara bănuielii doctoriței Haley, n-avem nicio dovadă că ghicitorul vindea droguri. Inspectorul general închise dosarul cu documente și își băgă ochelarii în toc. Semn că întrevederea luase sfârșit. Kerry nu schiță un gest. Scoase din haină o hârtie și o întins spre înaltul slujbaș. Ce este? Întrebă acesta distrat. Demisia mea. O bucată de vreme nu s-a auzit decât vuietul înăbușit al străzii. Apoi Hutchinson scoase ochelarii din toc și început să joace cu ei. Nu prea ți-ai ales momentul potrivit, Kerry. Te-ai gândit cumva și la pensia dumitale? Îmi dau seama la ce renunț, domnule inspector general, dar nu pot lucra în condiții de suspiciune. Ați pus pe cineva să mă dubleze în afacerea Kazmach. Nu este corect. Dacă există cumva vreo suspiciune că m-am făcut vinovat de ceva, solicit o anchetă disciplinară în văzul tuturor. N-am nimic de ascuns. Mirarea de pe chipul lui Hutchinson îl făcu să adauge. Dumneavoastră ați sesizat Ministerul de Interne care a trimis un delegat cu sarcini speciale, deci nu aveți încredere în mine, așa că demisionez. După ce ai revenit din consternare, inspectorul general zâmbi forțat și spuse calm, măsurându-și fiecare cuvânt. Înțeleg revolta dumitale, Kerry. Nu trebuie însă să luăm lucrurile în tragic. Nimeni nu-ți spune la îndoială competența și probabilitatea morală. Aș fi primul care ar protesta dacă cineva ar face-o, dar interese de stat majore care ne depășesc impun anumite condiții în jocul cu Kazmach. Nu uita că prin Rita Irvine este implicat și consilierul ministerial Monte Irvine. Pentru o anchetă discretă care să nu dăuneze guvernului, subsecretarul de stat de la interne a cerut prefectului poliției să numească un agent specializat în traficul internațional de droguri, ce trebuie să se ocupe de caz și să-i raporteze direct. Îl cunoașteți pe acest agent? Nu, nu-l cunosc și nici n-am fost consultat la desemnarea lui. Fiind vorba de ancheta dumitale, n-aș fi fost de acord. Acum lucrurile păreau să lămurească și pentru Peter Kerry, mai ales după ce își amintea cele spuse de doctorița Haley, nepoata lordului. Mi s-a comunicat, continuă inspectorul general, că acest personaj fără nume se legitimează cu o carte de vizită a lordului pe care acesta a scris 719. De ce 719? Făcu Kerry îmbufnat. Nu știu, e pentru prima dată când nu sunt de acord cu prefectul poliției. De altfel, cred că nici el nu acceptă hotărârea lordului. Dar asta este ordin. Am impresia că se bănuiește o complicitate între unii polițiști și traficanții de droguri. Înțelegi, nu? Dacă este așa, înțeleg. Mi-au picat și mie în mână câțiva polițiști incorecți. Am uitat să spun. Știu că presa de senzație te asaltează. Niciun cuvânt despre 719. Bineînțeles, dacă noi nu existăm pentru 719, nici 719 nu există pentru noi. Luă de pe birou hârtia ce ar fi putut să întrerupă o carieră strălucită și o vără în buzunar. Acum, întrevederea, într-adevăr, se încheiase. 12. Molly Gretna se hotărăște să vorbească. Se apropie miezul nopții când sergentul Combs, deghizat în agent de circulație, se agita în fața restaurantului Princess. Ceața, ce se lăsase deodată din senin, am spune, îi ascundea manevrele și zâmbetul șiret. Un observator atent ar fi sesizat însă schimburile de cuvinte dintre el și șoferii de taxiuri parcate de o parte și de alta a intrării în restaurant. Când activitatea lui Combs se mai domolise, își făcu intrarea în scenă Kerry Roșcovanul. Comisarul, îmbrăcat cu un costum de seară prea mic pentru trupul său, nimeni nu bănuia că în urmă cu aproape 20 de ani îl purtase la nuntă. Purtându-l acum, atrăgea atenția ca o speriatoare atârnată în porumb. Kerry zâmbea în sinea lui. Asta și voia, să atragă atenția asupra lui, iar Combs să acționeze nestingherit. Din mulțimea locurilor de noapte, se opriseră asupra lui Princess
și a unei bombe frecventate de lumea bună, fiindcă avea ruletă. Pe o canapea, în imediată apropiere a intrării în restaurantul Princess, un tânăr înfierbântat de dans îi făcea vânt cu un evantai unei tinere și mai înfierbântate. Tânăra era Molly Gretna. Odată cu ochierii, intră în restaurant și un văzător de ziare care strigă din ușă: "Crima din Old Bond Street. Noi descoperiri. Ultimele știri." Atrasă, Molly se ridică de pe canapea și se îndreptă spre vânzător, cu gândul să cumpere un ziar. Fără să vrea sau poate intenționat, comisarul o lovi ușor. "Scuzați," făcu el, și luând o caragioasă poziție de drept, se prezentă: "Comisarul șef Peter Carey." Molnei Gretna simți zâmbii strepezit și îngălbenit. Renunță la ziar și luându-și însoțitorul de braț, se îndepărtă de Roșcovan. "Oh, Bill," zise ea, "e comisarul Carey, cel care se ocupă de cazul sărmanului Lucien." "Cum?" făcu acesta. "Eu zic să mergem. Vrei să te punem martoră și să te expui unui interogatoriu neplăcut? Doamne ferește, de unde până unde?" Păi n-ai citit în ediția de dimineața lui The Times ce îi caută pe clienții lui Kazmach? O să primim probabil cu toții citații. Să le spun și celorlalți care mai sunt pe aici. Uf, eu mă evaporez." Largul salon al restaurantului fu străbătut de un fior. Chiar i se prefăcu că nu bagă de seamă tulburarea stârnită de apariția lui. Înainte de plecare, unii comentau ironic: "E o curată prostie să trimiți un polițist cu părul roșu îmbrăcat în haine de împrumut, pe urmele unui criminal atât de rafinat." Carey Roșcovanul chipzuise bine diversiunea. El era sperietoarea menită să-i tulbure pe cei implicați în afacerea ce o ancheta și să-i determine să se volatilizeze cât mai repede. În timpul acesta, afară, sergentul Combs urma să afle de la șoferi adresele celor ce părăseau în grabă restaurantul. Apoi el avea să-i ancheteze. După o jumătate de oră, mulțumit de rezultat, comisarul șef părăsea localul și se îndrepta spre Star, bomba lui Joe Mancini, italian de origine americană, bănuit că ar fi în legătură cu mafia. După ce l-a împinse brutal pe galonatul portar ce îi se proțăpise în față, căutând să-l convingă că localul este închis, Carey urcă scara de stejar ce ducea la etaj. Urechea lui antrenată se siză zbârnuitul înăbușit al unei sonerii, ceea ce demonstra că portarul îi avertiza pe cei de la etaj. Sus pe palierul din capătul scărilor îl aștepta un uriaș. Nasul strivit și dantura falsă indica un fost boxer. Era Joe Mancini. "Bună seara, domnule comisar șef. Cu ce treburi pe la noi? Să sperăm că nu e ceva neplăcut." "Nu, am venit să-ți admir dantura." Masivul zâmbi acru, nu gustă gluma, își frecă încurcat mâinile. "Localul s-a închis. Am rămas câțiva prieteni și făceam o partidă de remi." "Bine, bine, dacă crezi că au avut timp să ascundă ruleta, să intrăm." "Astă seară nu vreau plevușcă, ci morun." Deschise ușa și privi în salon. Într-adevăr, la o masă, doi bărbați și în vârstă și o femeie de vârstă incertă jucau remi. Brusc, Carey trânti ușa și scuipă printre dinți. "Sus, la etajul 3, fără vorbă, iau înainte." Și fără fițe. La etajul 3, Carey pătrunse brusc într-un salon nu prea mare, urmat de patron. Vreo 30 de persoane, bărbați și femei, îl priveau contrariate și panicate. În mijloc, o masă lunguiață trona ca un pescăruș într-un lan de grâu, adică precum nuca în perete. "Asta e ruleta," își zise Carey. Deocamdată nu-l interesa. Fumele gros de-l tăiei cu cuțitul, înainte până lângă masă și spuse răspicat: "Poliția, toată lumea să-și prezinte cartea de vizită." Surprinși că scapă atât de ușor, unul după altul, clienții lui Joe Mancini depuseră în palma mare cât o farfurie a comisarului cărțile lor de vizită. Când se le bage în buzunar, una i-a atras atenția. Era al lordului Rexborough și pe ea scria 719. Simți că îi se ridică sângele în obraj. "Drăcia dracului!" exclamă Carey. "Care dintre ei să fi fost?"